Bună dimineața, vă salută Tatiana. În primul și în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru vizualizări și pentru comentariile foarte frumoase primite după ce am lucrat această eșarfă. Dar vin să completez această serie cu o eșarfă și pentru băieței, pentru adolescenți, pentru bărbați, deoarece am avut cereri și de acest tip. Deci, astăzi eu voi lucra pentru băieței și voi veni cu explicațiile necesare. Acesta fiind un model dantelat, este adaptat pentru fete, pentru doamne, pentru adolescente. Deci astăzi vom lucra pentru băieței. Eu voi folosi această culoare, am luat-o în mod întâmplător și dumneavoastră veți folosi culorile pe care le doriți. Acesta este firul Bravo de la Schachenmayr, este un fir poliacrilic, 50 de grame. Au o lungime de 133 de metri și poate fi lucrat cu croșetul cuprins între numărul 3 și 4. Eu voi folosi croșetul cu numărul 3 și jumătate și fiind prezentat materialul, propun să începem să lucrăm. În primul și în primul rând, în funcție de vârsta persoane pentru care dorim să facem, vom pune un număr de ochiuri egal cu circumferința capului acestei persoane. Eu voi pune aici un număr de 64 de ochiuri de lanț, care vor fi suficiente pentru ceea ce doresc să fac eu. Deci eu voi face o eșarfă pentru ursulețul meu. Vom porni ca de obicei și vom face 64 de ochiuri de lanț. Dumneavoastră veți măsura circumferința capului persoanei pentru care doriți să faceți și veți pune numărul de ochiuri de lanț necesar. Deci ne întâlnim după ce voi pune aceste 64 de ochiuri de lanț. După ce am pus cele 64 de ochiuri de lanț, lucrarea pusă în două, vom închide cu fir alunecat în corespondența primului ochi de lanț. Deci, practic, vom face aceeași bată precum la cealaltă eșarfă. În acest moment voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, după care vom intra în corespondența fiecărui ochi de lanț și vom face câte un picioruș dublu. Deci repetăm până când ajungem la capătul rândului, piciorușe duble. Eu am deja 4 și voi continua singură, la fel și dumneavoastră. Am ajuns la capătul rândului, voi închide în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat. Mă voi ridica cu 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, voi lua firul pe croșet și voi lucra exact în același mod cum am lucrat cealaltă bată. Deci, primul picioruș dublu în relief, voi intra pe dedesubtul piciorușului, voi extrage firul și voi lucra piciorușul dublu. Firul pe croșet, acum voi lucra piciorușul dublu din spate, mă întorc bine un pic mai aproape, deci intrăm din spate cu croșetul, lăsăm în spate piciorușul dublu, extragem firul și închidem piciorușul.
Am ales să fac această bată pentru că este elastică și în același timp se aranjează foarte bine pe gât, deci nu este prea dificil de lucrat. Cine nu reușește să ia firul prin spate, așa cum fac eu, puteți lucra un picioruș dublu în relief și un picioruș dublu în mod normal. Însă acesta este mult mai convenabil de lucrat, deoarece, după cum vedeți, aspectul este foarte frumos și este elastic în același timp. Deci noi vom continua și vom face înălțimea de care avem nevoie. Aceasta în funcție de dorința dumneavoastră. Când voi ajunge la capătul rândului, mă voi întoarce pentru a închide împreună cu dumneavoastră și apoi pentru a continua. Suntem aproape la sfârșitul rândului. Voi lucra împreună cu dumneavoastră și vă voi arăta un nou mod de a închide rândul. Deci am lucrat și ultimul picioruș. Acum, în loc să intru în cel de-al treilea ochi de lanț, eu voi intra direct după piciorușul dublu inițial, în felul acesta, și voi închide rândul. Astfel voi evita să se formeze acel gol. Vă arăt imediat. Vedeți când închidem aici un picioruș dublu, un picioruș în general, lucrând de multe ori în sus, se formează un gol aici. Ei, pentru a evita aceasta, fiind o lucrare care trebuie să aibă oarecare rezistență, deci intrăm după piciorușul dublu, extragem firul și ne urcăm în sus cu cele trei ochiuri de lanț. După cum vedeți, lucrarea se prezintă în felul acesta. Și vom continua lucrând modelul de bază, modelul care deja l-ați învățat din tutorialul anterior și veți face bata atât de înaltă cât doriți, cât este nevoie. Deci nu este nevoie să punem pe un anumit număr de ochiuri la început, deoarece nu este un model dantelat cum era celălalt, deci vom pune numărul de ochiuri de care avem nevoie, după care vom continua și înălțimea acestei eșarfe în funcție de necesitate. Eu voi lucra singură, la fel și dumneavoastră, și ne vom întâlni pentru a continua lucrarea. Fac și următorul picioruș dublu lucrat prin spate și apoi vom continua singure. Eu am ajuns la înălțimea dorită de mine. Dumneavoastră veți face înălțimea de care aveți nevoie. Acum voi închide rândul în modul în care v-am arătat, în felul acesta. Voi face un ochi de lanț, după care, în corespondența fiecărui picioruș, voi face un picioruș scurt. Deci primul rând din partea cea mai importantă. Deci vom merge cu piciorușe scurte, cu atenție să nu sărim niciun ochi și ne vom întâlni la capătul acestui rând. Deci nu uitați un rând de piciorușe scurte. În felul acesta.
Am ajuns și la capătul rândului. Voi face ultimul picioruș scurt. De fapt, voi închide rândul în ochiul de lanț de la începutul acestui rând. Și voi trage un pic firul. Acum va trebui să împărțim în modul în care să formăm partea care vine pe umeri și părțile din față și din spate. Cine a lucrat plovere știe deja procedeul. Eu acum voi explica pentru doamnele care sunt la început. Deci presupunem că aici aceasta este circumferința, da? Vom avea nevoie de 1, 2, 3 și 4, 4 piciorușe aici fixând umerii în față și în spate. Deci, eu am pus 64 de ochiuri, scad 4, voi rămâne cu 60. Aceste 60 de ochiuri le voi împărți la 6 și voi avea 10 ochiuri. Deci, pe părțile laterale, eu voi face câte 10 piciorușe scurte. Picioruș scurt, picioruș scurt. Din 60 scădem 20, 10 de aici și 10 de aici și ne rămân 40. Aceste 40 le vom împărți în două. 40 împărțit la 2 sunt 20 și partea din față, partea din spate va fi de câte 20 de piciorușe scurte. Aceasta este pentru lucrarea mea. Dumneavoastră, în acest mod, veți proceda cu lucrarea dumneavoastră. Veți scădea mai întâi cele 4 piciorușe scurte, laterale, după care restul piciorușelor le veți împărți la 6, rezultatul va fi, cum am eu aici 10 ochiuri, de exemplu, aveți 20, să spunem, vor fi pentru umeri, ce ochiurile care rămân le veți împărți în două și veți avea partea din față și partea din spate. Și acum vom continua să lucrăm. Dacă vom face un total, deci avem 20, 40, 50, 60 plus cele 4 sunt exact 64 de piciorușe scurte. Eu voi lăsa aici ca dumneavoastră să vedeți și voi începe. Deci aici este primul picioruș scurt. Voi face un picioruș, un ochi de lanț care ține locul unui picioruș scurt. Două ochiuri de lanț de separare și un alt picioruș scurt în corespondența aceluiași picioruș. După care voi continua lucrând 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. După ce am lucrat 10 piciorușe scurte, vom intra în următorul picioruș. Voi face un picioruș scurt, două ochiuri de lanț, urmat de un nou picioruș scurt în corespondența aceluiași picioruș. Și voi continua cu 20 de piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4,
Ne întâlnim când lucrăm aceste 20 de piciorușe scurte. Am lucrat cele 20 de piciorușe scurte, voi intra în următorul, voi face un picioruș scurt, două ochiuri de lanț și cel de-al doilea picioruș scurt în corespondența acelui ochi. Voi continua din nou cu 10 piciorușe scurte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, după care în următorul picioruș voi face un picioruș scurt, două ochiuri de lanț, urmat de cel de-al doilea picioruș scurt în corespondența aceluiași picioruș și voi continua cu cele 20 de piciorușe scurte care mi-au rămas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deci am lucrat corect în acest moment. Nu uitați că aici am făcut un picioruș scurt, două ochiuri de lanț urmate de un picioruș scurt în corespondența aceluiași picioruș. Noi vom intra în corespondența ochiului spațiului care s-a creat și de fapt în corespondența primului picioruș scurt. Și voi face din nou un picioruș scurt, două ochiuri de lanț, urmate de un nou picioruș scurt. Voi lucra cel de-al doilea picioruș scurt din corespondența aceluiași spațiu, în felul acesta. Și voi continua, deci am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 piciorușe scurte. Pentru că am înmulțit aici un picioruș scurt și aici un picioruș scurt. Acum din nou voi intra în spațiul format din cele două ochiuri de lanț și voi lucra un picioruș scurt, două ochiuri de lanț, urmate de un nou picioruș scurt. Voi intra în corespondența piciorușului scurt lucrat în același spațiu. Voi face piciorușul scurt și voi continua cu următoarele. Deci în felul acesta vom înmulți. Cum vedeți, eu voi continua singură, ne vom întâlni pentru a continua acest rând. Vedeți cât este foarte simplu.
felul acesta și băieții vor avea o eșarfă să încălzească gâteșorul. Așa. Am ajuns din nou aici unde am făcut înmulțirea, deci voi lucra piciorușul scurt. În spațiu format din cele două ochiuri de lanț voi face un picioruș scurt, două ochiuri de lanț, un picioruș scurt și din nou un picioruș scurt în corespondența piciorușului lucrat în același picioruș din rândul anterior. După care vom continua cu piciorușe scurte până la următoarea înmulțire. În felul acesta noi vom înmulți și vom da lărgime lucrării noastre. Vom continua singure, nu, voi lucra cu dumneavoastră până la următoarea înmulțire. În felul acesta, chiar dacă, oricum eu am timp, am început să filmez la ora 3 dimineața, doresc să pregătesc lucrarea. Nu știu dacă o voi încărca astăzi, astăzi fiind vineri. Dacă nu reușesc astăzi, o voi încărca mâine. Am ajuns în corespondența unde am făcut înmulțirea. Voi face un picioruș scurt în corespondența piciorușului scurt, în corespondența celor două ochiuri de lanț. Voi face din nou un picioruș scurt, două ochiuri de lanț, urmate de un nou picioruș scurt, iar apoi în cel de-al doilea picioruș scurt din corespondența piciorușului anterior, voi face următorul picioruș scurt și vom continua lucrăm picioruș cu picioruș până la următoarea înmulțire. Iar noi ne întâlnim aici la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului, acum voi intra în corespondența primului picioruș scurt lucrat la începutul rândului. Voi face un picioruș scurt, voi intra în spațiul format din cele două ochiuri de lanț și voi face un picioruș scurt, două ochiuri de lanț urmat de un nou picioruș scurt. După care voi continua lucrând piciorușul scurt din interiorul arcului, piciorușul lucrat în rândul anterior și apoi continuăm cu piciorușe scurte. Avem două, vom continua în felul acesta până când vom ajunge la următorul punct unde vom înmulți. Ați văzut deja modul în care am efectuat înmulțirile. Apoi veți putea lucra singure pe măsură ce lucrăm, bineînțeles, înmulțind lucrarea va prinde lărgime, va fi tot mai amplă și vom lucra până când vom acoperi umerii și vom coborâ mai jos. Deci am ajuns din nou în corespondența celor două piciorușe scurte și a ochiurilor de lanț lucrate în rândul anterior. În corespondența piciorușului scurt voi face un picioruș scurt, voi intra în cele două ochiuri de lanț și voi face un picioruș scurt, două ochiuri de lanț, urmate de un nou picioruș scurt, mă cobor în piciorușul scurt imediat următor și vom continua cu piciorușe scurte în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior. Eu sper că dumneavoastră ați înțeles ceea ce eu am explicat.
În cazul în care nu ați înțeles ceva, vă rog foarte mult să îmi scrieți, pentru că eu vă răspund, chiar dacă nu în acel moment, în momentul în care reușesc să intru, să văd comentariile și, bineînțeles, nimeni nu va rămâne fără răspuns. În același timp, vreau să mă adresez acum fetelor de pe canalul de pe grupul de Facebook, scuzați. Am rămas doar cu doi administratori care au servici. Toate lucrările care și cererile de înscriere, toate lucrările trec prin mâna mea, să spunem așa, deoarece eu dau drumul lucrărilor pe pagina grupului. Vă cunosc toate lucrările, vă dau like-uri, însă timpul nu îmi permite să vă dau comentarii. Pentru aceasta cer scuze, însă sunt într-o perioadă un pic mai dificilă, pentru că trebuie să mă ocup absolut de toate și de aceea vă cer scuze, fetelor, dacă nu vă dau comentarii. Am ajuns din nou aici unde trebuie să mulțim. Vom intra în corespondența piciorușului scurt. Voi face un picioruș scurt. În corespondența celor două ochiuri de lanț voi face un picioruș scurt, două ochiuri de lanț urmate de un nou picioruș scurt în corespondența ochiurilor de lanț. După care cobor și lucrez piciorușul scurt, deja înmulțit din rândul anterior. Deci, în felul acesta m-am adresat și doamnelor de pe grupul de Facebook. Să știți că nu treceți neobservate, însă din lipsa timpului nu reușesc să vă dau comentarii. Timpul meu este foarte limitat, este foarte scurt, având și serviciul, și grupul, și canalul de YouTube, foarte, foarte limitat. Însă, lucrările vi le cunosc, vă felicit pentru tot ceea ce lucrați. Am văzut lucrări foarte, foarte frumoase, care îmi plac. Ajuns din nou în corespondența piciorușului scurt, voi face piciorușul scurt, în corespondența celor două ochiuri de lanț voi face un picioruș scurt, două ochiuri de lanț urmate de un nou picioruș scurt, cobor în piciorușul scurt, deja înmulțit din rândul anterior. Și uitați-vă cum încet, încet, lucrarea noastră începe să prindă lărgime, dacă reușiți să vedeți. Așa. În felul acesta. Noi vom continua singure în acest mod, apoi ne vom reîntâlni pentru a face parte din față și din spate. La un moment dat, lucrarea dumneavoastră se va prezenta în acest mod. Presupunem că aici, în față, în regiunea pieptului și în regiunea spatelui, am ajuns la lățimea dorită. Dar, punând lucrul în două, în felul acesta, vom vedea că aici, unde sunt umerii, par ca niște aripi. Va trebui să lucrăm în modul în care să-i dăm acea tendință de umăr un pic lăsat, pentru că în felul acesta nu, în momentul în care va fi îmbrăcat, se va aranja bine aici și nu va cădea urât sub, dedesubtul gecei, a hăiniței. Ce vom face?
Aici eu sunt la începutul rândului. La începutul primei înmulțiri. Înainte de a ajunge să lucrăm ultimul picioruș scurt din care aparține rândului din față și să intrăm în acest arc format din cele două ochiuri de lanț, ce vom face? Vom intra în acest picioruș, deci ultimul picioruș, vom lua firul pe croșet, vom intra în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț și vom închide piciorușele împreună. Voi face cele două ochiuri de lanț normale. Voi intra din nou în spațiul format din ochiurile de lanț și voi face precum un picioruș scurt, însă nu-l voi închide, voi lua doar firul pe croșet. Voi intra în următorul picioruș, un pic să-l găsesc, deci voi intra în următorul picioruș scurt și le voi închide împreună. Acum, dumneavoastră, ca să nu greșiți, puteți pune aici în corespondența acestor două ochiuri de lanț, puteți pune o clămiță despărțitoare, care eu în acest moment chiar nu am aici la îndemână. Să vă... Ba da, este. Așa. Deci vom pune clămița în felul acesta. Și vom continua rândul nostru, lucrăm piciorușe scurte, exact până în corespondența următorului spațiu unde ar trebui să facem colțișorul. Și eu voi lucra până când voi ajunge acolo, iar apoi mă voi întoarce pentru a vă arăta. Am ajuns aproape la sfârșitul rândului, care este pe umăr, după cum vedeți, după lărgime. Și mai am de făcut aici un picioruș scurt. Așa. După care, următorul, voi intra, voi extrage firul, voi intra în corespondența celor două ochiuri de lanț, voi extrage firul, le voi închide pe toate trei împreună, voi face cele două ochiuri de lanț, voi intra din nou în corespondența spațiului, voi extrage firul, voi intra în următorul picioruș scurt, voi extrage firul și le voi închide pe toate trei împreună. După care, din nou, voi puncta și acest spațiu. În felul acesta nu vom pierde linia. Și voi continua cu piciorușe scurte. În felul acesta vom face la cele patru colțuri. Cam un rând da, un rând nu. Vom lucra în felul acesta, pentru că următorul rând îl vom lucra în mod normal, cum am lucrat și până acum, făcând înmulțirea. Însă, apoi, din nou, vom face această scădere pentru a da formă umărului și pentru ca părțile din față și din spate să nu fie prea largi. Eu voi continua singură. Iar în momentul în care ajungem la sfârșitul rândului, ne vom reîntâlni. Am ajuns la sfârșitul rândului. Aici este piciorușul care l-am scăzut. Eu voi scoate clămița. Piciorușul care l-am scăzut, îl voi lucra în mod normal. Picioruș scurt. Voi intra în corespondența celor două ochiuri de lanț, voi face piciorușul scurt, două ochiuri de lanț, următorul picioruș scurt, după care
apoi intra în piciorușul unde am făcut scăderea, îl voi lucra, normal, ca un picioruș scurt, și voi continua cu piciorușe scurte până la colțul următor. Deci, acest tip de scădere îl vom face după ce am ajuns la distanța, la lungimea necesară pentru a acoperi pieptul și spatele. Acum noi lucrăm să dăm o ținută cât mai frumoasă mânecilor. Acea răscroială lăsată puțin. Și pentru aceasta, un rând da, un rând nu, vom face acele scăderi până când vom ajunge cu umărul la distanța dorită de noi. Deci în felul acesta vom continua. Acum voi face rândul normal, rândul următor vom face din nou scăderi. Din nou precizez, în momentul în care aveți nelămuriri, vă rog să îmi scrieți în comentarii, iar eu vin cu lămuririle necesare. Voi continua până în colțul următor, unde vă arăt din nou modul în care procedăm și apoi vom lucra singure până când vom ajunge la dimensiunile dorite de noi. Astfel vom păstra, în acest mod păstrăm distanța părții din față și din spate, însă răscroim un pic mânecuța pe umăr. Am ajuns și în corespondența ochiului unde am scăzut. Dacă lămiță de o parte, voi face acest picioruș scurt, corespondența scăderii îl voi lucra, voi intra în corespondența arcului format din cele două ochiuri de lanț, am făcut un picioruș scurt, două ochiuri de lanț, din nou un picioruș scurt și voi continua lucrând piciorușele scurte în mod normal. Rândul următor vom face din nou scădere. Apoi din nou vom lucra un rând în mod normal. Astfel, noi vom lucra singure și ne vom întâlni la momentul oportun pentru a continua lucrarea. Vom lucra singure. După ce am făcut câteva rânduri în modul în care v-am explicat, uitați-vă, în momentul în care vom pune lucrarea în două, vedeți, partea unde este umărul are această tendință să vină în jos, deci să acopere umărul așa cum trebuie. Ceea ce rămâne de făcut de acum este doar să închidem și această lucrare adresată băiețeilor și vom face piciorușe scurte, deci vom continua un rând de piciorușe scurte. Am ajuns în corespondența celor două ochiuri de lanț. Aici vom face în interiorul acestui arc 1, 2, 3 ochiuri de lanț, după care vom continua piciorușele scurte în mod normal, cum am lucrat până acum. Deci, picioruș cu picioruș, iar în momentul în care vom ajunge la colțul următor, vom proceda în același mod. Deci vom lucra 3 piciorușe scurte în arcul format din cele două ochiuri de lanț. Eu voi lucra singură în continuare, după care vom face rândul final, care va fi așa cum doriți dumneavoastră, fie un rând de piciorușe scurte,
Fie un rând de piciorușe duble reduse. Deci noi vom continua. Eu cred că este suficient pentru a acoperi un umăr. Așa cum vă spuneam, totul depinde de numărul de ochiuri cu care veți pleca la lucru. În funcție de căpușorul, de capul persoanei pentru care doriți să lucrați. Am ajuns la capătul rândului. Acum vom începe să închidem și vom închide în felul următor. Voi face un picioruș scurt. Voi intra în următorul, dar nu îl voi închide, ci voi trage firul în sus. Mă întorc înapoi, în corespondența piciorușului scurt pe care l-am realizat și extrag firul. Apoi voi intra în următorul picioruș cu atenție să nu vă încurcați. Voi extrage din nou firul. Voi intra în piciorușul din spate. Deci vom face pasul racului. Aici să fiți atente să nu intrați în același picioruș. Fiți atente pentru că vă puteți înșela foarte ușor și uitați-vă, în felul acesta vom închide lucrarea, îi vom da stabilitate pentru că nu va sta larg. Foarte simplu. Vedeți? Și în același timp se lucrează și ușor. Deci, mă întorc înapoi. Extrag firul, voi face un picioruș scurt, un fir alunecat, mă întorc în piciorușul din spate, pun amândouă firele pe croșet și extrag firul prin cele două fire. Aceasta este modalitatea de a încheia lucrarea și astfel vom obține și pentru băieții noștri o eșarfă care să le țină călduți. Și eu am lucrat deja o parte. Dacă doriți să vedeți, uitați ce aspect frumos are. Uitați-vă. Vedeți aici, deja se vede foarte bine partea lăsată în jos de pe umăr. Și uitați-vă. Marginea va sta bine. Vom continua în felul acesta până la sfârșitul rândului, apoi vom închide lucrarea cu totul. Am ajuns și la capătul rândului, acum vom închide lucrarea. Voi face ultimul punct. Și în modul acesta am realizat un fular, o eșarfă și pentru băieței. Deci după ce am făcut punctul racului, voi scurta firul și voi ascunde acest capăt de fir. Sper că doamnele care doreau acest tip de tutorial vor fi încântate de această idee. Eu vreau să mulțumesc tuturor pentru vizualizările, pentru comentariile atât de frumoase, pentru sprijinul pe care mi-l acordați. Pentru mine înseamnă foarte mult și mă motivează să merg mai departe. Acum vom ascunde acest capăt de fir undeva de dedesubt și bineînțeles, dumneavoastră, dacă nu reușiți cu croșetul, puteți să-l ascundeți cu acul. Acesta este un model ușor de realizat, în mod special de către doamnele începătoare, pentru că eu doresc foarte mult să vin în întâmpinarea doamnelor începătoare. Și de aceea
Toate eforturile mele sunt îndreptate către dumneavoastră. Uitați-vă ceea ce am obținut. După cum puteți vedea, aici s-a format această frumoasă linie curbă care acoperă umerii. În momentul în care veți lucra după mărimea potrivită, bineînțeles, va avea dimensiunile dorite de dumneavoastră. Eu cam atât am dorit să vă prezint. Este un tutorial lucrat cu mare, mare drag și vreau să, prin acestea, vreau să vă îndemn, doamnelor, care încă nu sunteți abonate pe acest canal de YouTube, puteți să vă abonați dacă aveți plăcere de ceea ce realizez eu, de modul în care vă vorbesc, pentru că a fi abonat nu te costă nimic și veți beneficia de toate aceste tutoriale. În felul acesta îmi dați o mână de ajutor și mie și, așa cum știm, întotdeauna o mână spală pe alta. Eu lucrez pentru dumneavoastră, dumneavoastră mă puteți recompensa cu un like, cu o distribuire, cu un comentariu, cu ceea ce considerați dumneavoastră că merită efortul pe care eu îl depun. Ca întotdeauna, închei în modul în care deja v-ați obișnuit, vă salută Tatiana, vă îmbrățișez pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și ne vom reîntâlni cu noi tutoriale. La revedere!